În adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Amin. Într-un mod cât se poate de evident, Apostolul Petru ne vorbește în acest pasaj, în această porțiune, despre Domnul nostru Iisus Hristos. Însă felul în care El face lucrul acesta este cu totul special, pentru că spune: în adevăr v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și cred că El, vorbind în context despre viața creștină, încearcă să aducă credincioșii la punctul central, care este persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus este persoana centrală a creștinismului. Însă este interesant la prima vedere că El numește arătarea Domnului Iisus pe muntele schimbării la față, cum este numit, este numit acest eveniment venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi numim venirea Domnului Iisus de obicei întruparea Domnului Iisus, venirea Lui pe pământul acesta. Însă El numește transfigurarea Domnului Iisus sau schimbarea Domnului Iisus la față venirea Domnului Iisus. Și chiar în limba originală se folosește termenul acesta parousia. Poate ați mai întâlnit termenul acesta. El este folosit pentru venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Dar acest termen este folosit și aici, referindu-se nu la venirea a doua a Domnului Iisus, ci la schimbarea la față. Este foarte interesant și important de observat lucrul acesta. De ce Petru folosește limbajul acesta și de ce Petru în capitolul 1 vorbește despre evenimentul acesta, schimbării la față? Nu mă amintesc să fie un alt autor al epistolelor care să preocupe special de ceea ce s-a întâmplat pe muntele schimbării la față. Petru face lucrul acesta. Cred că Petru face lucrul acesta pentru că în capitolul 3 ne introduce o categorie ciudată de oameni care, spune el, vor veni în vremurile din urmă cu bajocori și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Adică vor încerca să jefuiască pe credincioși de speranța lor. Care e speranța? Speranța care lipsește lumii ăsteia, care zice în ultima instanță că e credincioasă, nu? Aproape la fiecare pas, dacă deschizi discuția cu un om, fără doar și poate mai devreme sau mai târziu, oamenii o să nege frontal, deschis, nu doar a doua venire a Domnului Iisus Hristos, ci chiar și prima. Nu? Dacă îi întrebi cu privire la siguranța lor veșnică, ei te vor întreba: dar ce, s-a întors cineva de dincolo? Deci ei nu cred într-un element fundamental al creștinismului, învierea Domnului Iisus Hristos. Păi dacă Iisus n-a înviat sau dacă nu ești sigur de învierea Lui, cum poți să fii sigur de întoarcerea Lui, de venirea Lui, dacă tu nici nu crezi că a înviat? Da? Și într-un fel sau altul vedem că în vremea în care noi trăim, satana încearcă să jefuiască credincioșii de această siguranță, această speranță a revenirii Domnului Iisus. Spun bajocoritorii: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și Petru încă din capitolul 1 încearcă să zidească în inima credincioșilor această speranță a venirii Domnului Iisus Hristos. Cum face el lucrul ăsta? Noi știm că prima venire a Domnului Iisus Hristos a fost o venire smerită. Da, a fost o venire smerită. Apostolul Pavel arată poate într-un pasaj foarte bine cunoscut această venire smerită a Domnului Iisus, când spune să avem noi gândul acesta care era în Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, era slăvit, era înălțat, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat, s-a smerit. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci prima venire a Domnului Iisus a fost o venire smerită. Totuși, în umblarea Lui smerită pe pământul acesta, Scriptura ne arată că de când în când Domnul Iisus Hristos și-a arătat slava. În Cana, spune autorul, că și-a arătat slava când a făcut minunea aceea. De fiecare dată când Iisus a făcut minuni,
Dumnezeiești, minuni prin lucrări, și-a făcut lucrări supranaturale, semne prin puterea Duhului Sfânt, i-a arătat ceva din dumnezeirea lui, din slava lui cerească, din autoritatea lui cerească. Și un asemenea moment cu totul special este momentul în care Domnul se schimbă la față. Și Petru folosește acest eveniment pentru a argumenta că, la fel cum Domnul și-a arătat slava lui sau a venit în slavă pe muntele schimbării la față, la fel el va veni a doua oară în slavă și în glorie. Chiar acesta este limbajul folosit de el în versetul 16, când zice: în adevăr v-am făcut cunoscut, auziți, puterea și venirea Domnului Iisus. Și niciunul din cei care ascultau epistola n-ar fi zis: ce venirea Domnului Iisus? Pe ce, Domnul a venit pe muntele schimbării la față? Da! Aceea a fost venirea Domnului, poți să o mai numești arătarea Domnului Iisus, chiar este numită uneori așa. Venirea sau arătarea Domnului Iisus. Ce fel de arătare? A mai fost o arătare cum era în vale, când umbla pe pământ. Și a fost o arătare în glorie, o arătare în slavă, o arătare glorioasă sau slăvită. V-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Da? Și nu vreau să trecem repede peste aspectul acesta, că Domnul Iisus Hristos este. Domnul Iisus Hristos este persoana centrală a creștinismului. Noi tinde de multe ori să vorbim despre așa de multe lucruri. Cum să trăim, cum să fim martori, cum să ne purtăm, cum să fim sfinți și așa mai departe. Lucruri care toate sunt biblice și sunt normal să învățăm despre ele. Dar să nu uităm niciodată că nimic din toate lucrurile astea nu au niciun fel de valoare dacă noi nu avem adânc înrădăcinat în ființele noastre speranța revenirii Domnului Iisus Hristos, nu ca un eveniment așa, istoric, general. Da, Domnul Iisus va veni. Ci speranța revenirii Domnului Iisus Hristos pentru noi. Și poate ar fi bine să putem spune pentru mine. Apostolul Pavel, când vorbea despre jertfa Domnului Iisus, moartea lui ispășitoare, substitutivă, putea să vorbească la persoana întâia singular, care s-a dat pe sine însuși pentru, care m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Să știți, aici este un test între ceea ce înseamnă credinciosul adevărat și credinciosul, nu l-aș numi neapărat fals, dar este o diferență între credinciosul adevărat și credinciosul fals, sau credinciosul adevărat și credinciosul care e confuz. Dacă el are siguranța, nu doar morții Domnului Iisus pentru el, ci dacă are siguranța revenirii lui Hristos pentru el. Nu că nu e așa, într-un fel la grămadă, ne va lua la grămadă. Dar eu am siguranța că el vine pentru mine. Și este o întrebare importantă pentru noi. Dacă Domnul Iisus Hristos, dacă speranța noastră este legată de Domnul Iisus, dacă speranța noastră cu privire la viitor, dacă speranța noastră cu privire la veșnicie, dacă speranța noastră cu privire la finalul istoriei este legată de persoana Domnului Iisus Hristos. El este ancora sufletelor noastre. Să ferească Dumnezeu să venim la adunare zeci de ani de zile și să habar nu avem unde ne ducem. Sau dacă ne ducem undeva, de ce ne ducem acolo? Altfel suntem la fel confuz ca oamenii din lume. Nu e nicio diferență între noi și un ortodox, un catolic sau un alt om confuz, care habar nu are unde să duce. Deci vom vedea ce o fi. Noi știm ce o să fie, pentru că chiar de când a fost Hristos pe pământ, El și-a arătat slava și venirea sa. Ca un fel de pregustare. Da? Ca un fel de dovadă preliminară, mai dinainte, prevestitoare a ceea ce va urma să fie la final. Le-a arătat ucenicilor acolo în față și spune: când s-a arătat puterea și venirea Domnului Iisus pe muntele schimbării la față, lucrul acesta nu este ceva, zice, întemeiat pe basme meșteșugite alcătuite. Deci nu s-a pus Petru și a zis: Domnule, hai să mă gândesc să fac o poveste așa interesantă, frumoasă despre Domnul Iisus, de a dormi prunci. Ce s-a pus să scrie acolo? Și am imaginat-le așa cum ar fi despre Domnul Iisus. Gloria Domnului Iisus. Nu, el spune, auziți, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit sau înțelept sau iscusit alcătuite, ci ca unii și-au zis în limbajul, care am văzut. A fost o arătare vizibilă, o manifestare vizibilă a persoanei Domnului Iisus Hristos. Am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Dumnezeu i-a dat Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față mărire pe care ucenicii să o vadă. Căci El a primit de la Dumnezeu nu doar o mărturie vizibilă, ci și o mărturie verbală. A primit de la Tatăl slavă și cinste atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas. Deci a fost o mărturie vizibilă, au văzut-o cu ochii lor, și a fost o mărturie verbală pe care au auzit-o cu urechile lor. Au auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Este adevărat că noi suntem înfiați prin Domnul Iisus Hristos și suntem copiii lui Dumnezeu.
Dar niciunul dintre noi nu suntem fiii lui Dumnezeu cum este Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos este Fiul etern al Tatălui. Domnul Iisus Hristos, auzi ce spune aici, nu zice acesta este un fiu al meu în care îmi găsesc plăcerea, ci acesta este fiul, unicul fiu de acest fel. Noi suntem fii, dar nu ca el. Noi întâi am fost fii altcuiva și am fost înfiați. Dacă eram dintotdeauna fiul lui Dumnezeu, nu aveam nevoie de înfiere. Eu n-am nevoie să înfiez pe fiii mei. Ei sunt deja fiii mei de când s-au născut. Eu n-am nevoie să înfiez. Înfierea se referă la cineva care n-a fost fiul meu și îl iau să fie fiul meu, da? El este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Sau în alt loc spune toată plăcerea. Și aici este un lucru important de înțeles. Doar atâta timp cât noi îl avem pe Domnul Iisus Hristos sau suntem în Domnul Iisus Hristos, putem să fim considerați și noi fiii lui prea iubiți. În Scriptură suntem numiți de multe ori noi credincioși prea iubiți de Dumnezeu. Este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu arătată de noi doar în relație cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu se poate uita la mine, se poate uita la tine și te poate considera fiu, te poate considera fiu prea iubit doar datorită Domnului Iisus Hristos. Dacă suntem în El și limbajul acesta este des găsit în Sfânta Scriptură. Suntem în Hristos, împreună cu Hristos. Noi doar în legătură cu El putem să fim acceptați de Dumnezeu. Putem să fim considerați prea iubiții lui Dumnezeu. Putem să fim înfiați de Dumnezeu și să fim copiii lui Dumnezeu. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel sfânt. Evenimentul acesta al schimbării la față este deosebit de important. Pentru că el corespunde cu un alt eveniment important din Vechiul Testament, când Dumnezeu se arată poporului Israel tot pe un munte. Da, tot pe munte. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură, vedeți că Dumnezeu obișnuiește să se manifeste pe munți. Da? Munții sunt niște locuri în care Dumnezeu a retras poporul, a cremat poporul deoparte și Dumnezeu și-a arătat puterea. Vă aduceți aminte că Elie, când este una dintre cele mai extraordinare, puternice demonstrații de putere și prezență manifestată a lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă pe profeții falsi pe un munte, da? Pe muntele Carmel, da? Cheamă Dumnezeu în alte locuri, la Horeb, la Sinai, mai mulți munți în care Dumnezeu se arată. Și aici Scriptura spune, uitați ce spune. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Acum, știți că Domnul Iisus îi pune, pare să fie o contradicție, îi pune o întrebare femeia, unde să ne ducem, la Ierusalim sau aici? Că ei considerau că sunt locuri sfinte. Și Domnul Iisus Hristos neagă teologia asta că ar fi un loc sfânt mai sfânt ca altul, da? Un loc mai sfânt ca altul. Și El spune, vine ceasul și acum și venit când închinătorii adevărați, autenții se vor închina Tatălui, nu într-un loc sau în altul, ci în Duh și în adevăr. Asta e ceea ce contează cu adevărat. Și totuși vedem aici că numește muntele ăla muntele sfânt. Muntele cel sfânt. De ce era muntele cel sfânt? Acum, în ce sens era sfânt? Era sfânt în sensul că a fost pus deoparte. A fost pus deoparte pentru ce? A fost pus deoparte pentru manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Un loc devine sfânt, am putea spune așa, devine pus deoparte dacă acolo este manifestată prezența lui Dumnezeu. Și noi știm că manifestarea prezenței lui Dumnezeu astăzi este într-un mod special în adunare, pentru că promisiunea făcută de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos în persoană, a fost că El va fi cu noi, cu credincioșii, cu cenicii Lui, până la sfârșitul veacurilor. Da? Până la sfârșitul veacurilor. Dar vedem, avem un munte ca în Vechiul Testament, ca la întemeierea noului, vechiului legământ, un munte în care Dumnezeu se manifestă. Da? Și în trecut, și acum, este o revelație de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu din ceruri vorbește. Și oamenii îl pot auzi. Și acolo dă o mărturie Dumnezeu, în Vechiul Legământ, în Vechiul Testament, dă o mărturie Dumnezeu cu privire la voia Lui, cu privire la legea Lui. Și le dă legea. Și oamenii l-aud pe Dumnezeu. Aici avem o mărturie pe care Dumnezeu nu o dă despre lege. Ci o mărturie pe care Dumnezeu o dă despre Fiul Lui. Și este, acum, vedeți, este o discuție așa de mare și de lungă și nu știu dacă se va termina vreodată. Ce anume din Vechiul Testament trebuie să respecte credincioșii? Că sunt atâtea legi în Vechiul Testament care nu le mai băgăm în seamă decât să interpretăm anumite principii din ele. Dar nu le mai ținem. Cum se făcea cu ogoare, organizarea
civilă, socială, politică în poporul Israel. Nu ni se atribuie nouă, cu mâncăruri. Și știți, suntem acum, este discuția asta în creștinism, cu adventiștii, cu alți, chiar baptiști de ziua șaptea, oameni care țin sabatul, care nu mănâncă anumite mâncăruri, respectă anumite obiceiuri din Vechiul Testament. Eu cred că evenimentul ăsta al arătării, al venirii Domnului Iisus este deosebit de important pentru lămurirea acestei chestiuni. Știți de ce? Când citim în Evanghelie, spune că Domnul Iisus Hristos, pe muntele schimbării la față, a fost însoțit de două persoane care la momentul respectiv erau trecute în veșnicie. Cine? Moise și Ilie. Deci este Moise și Ilie. Ce reprezintă Moise? Legea, nu? Ce reprezintă Ilie? Păi este unul dintre cei mai de seamă profeți, că se vorbește despre Ioan că va veni în puterea și în Duhul lui Ilie, pentru că a fost unul dintre reprezentarii profeților. Deci îl avem pe Fiul lui Dumnezeu în mijloc, avem legea de o parte, avem profeții de o parte și nu doar că evangheliștii ne spun că legea și profeții au ținut până la Ioan și de atunci se vestește Evanghelia împărăției. Și avem aici un moment când nu Ioan, nu Matei, Marcu, Luca, nu unul dintre apostoli, ci însuși Dumnezeu din ceruri dă o mărturie și atunci Dumnezeu avea ocazia cea mai potrivită să ne spună: ascultați acum și de lege, și de profeți, și de Fiul meu. Ce spune Dumnezeu însă? Când legea și profeții sunt de față. E Vechiul Testament acolo și este capul, da? Este piatra din capul unghiului. Acolo de față și Dumnezeu dă o mărturie. Ce spune Dumnezeu? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Petru nu citează aici, dar evangheliștii spun. Ce spune Dumnezeu? De El să ascultați. Cu alte cuvinte, tot ce găsim în Noul Testament preluat de Hristos și de apostolii lui din Vechiul Testament trebuie respectat. De aia găsim în Noul Testament această expresie: legea lui Hristos sau legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Nu legea vechi, legea lui Moise n-a eliberat pe nimeni niciodată. Să fie clar lucrul acesta. Legea lui Moise n-a eliberat pe nimeni niciodată. Legea lui Moise n-a mântuit pe nimeni niciodată. Apostolii spun foarte clar, prin lege a venit de plină cunoștință a păcatului. Legea ne-a fost un îndrumător spre Domnul Iisus Hristos. Spre Domnul Iisus Hristos. Vedeți, dar evenimentul acesta de pe muntele schimbării la față este un eveniment deosebit de important. Dacă citiți, de exemplu, Fapte, capitolul 6, că ne uitarem la el ieri la Târgu Jiu, în Fapte, capitolul 7, când predică Ștefan, Ștefan vorbește despre Moise și la un moment dat îl citează pe Moise, când Moise zice așa, versetul 37 din Fapte 7: Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. N-a mai fost niciun proroc ca Moise, să fie foarte clar, prin care Dumnezeu să fi dat legea și toată voia lui pentru vechiul legământ. Și zice, vă va da un alt proroc ca mine. Nu ca alții. Și auzi ce spune? Aceeași mărturie pe care o dă Dumnezeu. De El să ascultați. Deci este o profeție pe care Moise o face pentru venirea unui alt profet ca el, nu ca ceilalți, ca el, prin care se dă o altă lege, ca și cum s-a dat o lege prin Moise, da? Avem vechiul legământ cu Moise și cu legea vechiului legământ, l-avem pe Hristos, noul legământ, și cu legea noului legământ. Și în evrei chiar se face comparația aceasta între Hristos și Moise și se spune că Hristos este mai mare decât Moise, ca un stăpân peste casă, da? Și lucrurile se lămuresc când privim lucrurile așa, în oglindă, în paralel. Pe Moise, pe Hristos, vechiul legământ, noul legământ, vechea mărturie, noua mărturie, vechea perioadă, noua perioadă, vechea lege, noua lege, da? Astăzi suntem sub această dispensație, sub acest legământ, sub această lege, sub această persoană a Domnului nostru Iisus Hristos. Și cred că evenimentul este deosebit de important și pentru a înțelege ceea ce apostolii lămuresc mai târziu: Hristos este centrul și împlinirea legii și profeților. Legea și profeții au fost lăsate de Dumnezeu ca să atragă atenția oamenilor și să prevestească pe Domnul Iisus Hristos. Când apostolii predicau înainte să fie Noul Testament și când predicau la oameni, de unde credeți că predicau? Din Vechiul Testament predicau. Și spune că îl arătau pe Hristos din Vechiul Testament. Când Domnul Iisus merge cu ucenicii pe drumul Emausului și ajung acolo la părtășie, zice că le-a tălmăcit
din toate Scripturile lucrurile cu privire la el. Nu avea Noul Testament, nu avea niciuna din Evanghelii. Toată Scriptura Vechiului Testament a fost o pregătire îndelungă făcută de Dumnezeu, un fel de abecedar dat poporul evreu, care vorbea despre persoana Domnului Iisus Hristos. Toate ceremoniile, toate jertfele și așa mai departe. Sunt atâtea cărți care arată în detaliu felul în care Vechiul Testament s-a împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos. Este deosebit de important evenimentul acesta și pentru că Dumnezeu a dat dovezi istorice palpabile ale prezenței sale. Vezi, e o diferență foarte importantă. Acum islamiștii au intrat în Europa, nu mai bat la porțile Europei, au intrat în Europa și ajung în toată Europa și ne vom confrunta și noi în curând cu ei în orașele noastre și va trebui să dăm o mărturie puternică despre Domnul Iisus Hristos. Cum s-a scris Coranul și cum s-a scris Biblia? Cine a fost Mohamed și cine a fost Iisus? Este o diferență fundamentală. Păi unul care s-a pus, e ca și cum aș pune într-o noapte, scriu o carte și vin, auziți, în cartea asta vă spun, 10 cărți din Biblie nu sunt adevărate. Mă ia cineva în serios? Mă crede cineva? Acum s-ar putea să mă creadă cineva, că sunt nebuni în lumea asta care poate să creadă un alt nebun. Un psihopat. Păi atâția. Unul dacă îi trece ceva prin cap, să duc câțiva oameni după el. Dar n-aș fi credibil. Dom'le, de unde știm noi că ție ți-o vorbit Dumnezeu azi noapte? Așa a venit Mohamed. S-a apucat și a scris o carte în care a zis, mă, unele lucruri care scrise Biblie nu sunt adevărate. Aia, așa. Păi ce dovezi ai tu? Trebuie să mă credeți pe mine, pe cuvânt, dacă nu vin cu sabia la gâtul vostru. Ce e? Orice nebun, orice psihopat poate să viseze într-o noapte niște trăznăi și a doua zi să le scrie. Și ne pună să credem că dacă nu ne omoară. Nu e credibil. Nu este o mărturie credibilă. În schimb, avem în Scriptură profeții făcute timp de mii de ani. De mii de ani. Care s-au împlinit cu da și amin 100% în persoana Domnului Iisus Hristos. Iar care nu s-au împlinit, privesc lucruri viitoare care se vom împlini. Dar avem dovezi istorice că ele s-au împlinit. Când Dumnezeu s-a arătat pe muntele schimbării la față, nu a fost doar Domnul Iisus. Domnul Iisus a dus după aceea și le spune, mă, fiți atenți, am fost pe muntele schimbării la față și acolo s-a arătat gloria mea. Era Moise și cu Ilie. De unde? Cine putea să-l creadă că n-a văzut nimic acolo? Nu, Hristos a fost vizibil, public. A făcut vindecări public și și-a arătat slava lui de față cu ucenicii lui. Și uitați cum vorbesc cu ucenicii. Noi am auzit glasul? Da, nu ni s-a părut. Am văzut cu ochii noștri mărirea lui, da? Vedeți, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care și-a dat mărturii istorice. A intrat în lumea noastră. A intrat în lumea noastră. Nu printre niște oameni dubioși care erau fără credibilitate, ci niște oameni care au fost martori. Când s-a arătat Dumnezeu pe muntele Sinai, și-a zguduit locul acela. A fost o mărturie pentru... Poate a fost, unii spun că a fost 1,5 milioane, 2 milioane de oameni acolo. A fost mulți oameni. A fost o mărturie în fața întregului popor. Toată lumea putea spune, da, domnule, când au trecut prin Marea Roșie. Nu putea să zic că au trecut doi prin Marea Roșie. Da, noi credem, poate e bolnav. Nu, au trecut un popor întreg prin Marea Roșie. Și pruncii puteau să spună, de 3-4 ani, da, domnule, vedeam zidul de apă lângă mine. Intervenția Dumnezeului nostru este o intervenție istorică, reală, palpabilă, pe care ei au văzut-o. Și mărturii acestea sunt precizate în Sfânta Scriptură. În locul acesta vedem, Dumnezeu nu ne spune să ascultăm nici de Moise, nici de Ilie. Acolo este Domnul Iisus Hristos, sunt ucenicii lui care ajung să fie reprezentanții Domnului Iisus Hristos, să fie martorii Domnului Iisus Hristos, da? Domnul Iisus este confirmat de lege și profeții, este confirmat de ucenicii lui, este confirmat de Domnul Iisus Hristos, dar cred că ideea cea mai importantă pe care o vedem în pasajul acesta este faptul că persoana Domnului Iisus Hristos este persoana centrală a creștinismului, a vieților noastre, de El trebuie să ascultăm, de El trebuie să ascultăm și mai mult decât atâta. În locul acesta ne este dată o temelie a siguranței noastre, a speranței noastre, că Domnul Iisus Hristos va reveni. Această speranță a revenirii Domnului Iisus Hristos a transformat creștinismul primar. L-a transformat la propriu. Motivul pentru care oamenii au putut să-și vândă averile, noi ne uităm și spunem, oh, biserica primară, biserica primară, biserica primară. Biserica primară a avut și ea unele greșeli, dacă citiți cartea Iacov, care este scrisă una dintre primele cărți scrise din Noul Testament. Erau multe deraieri și în biserica primară. Dar motivul pentru care biserica primară și apoi vreo 250 de ani, aproape 300 de ani, biserica a jertfit pentru Domnul Iisus, s-a sacrificat pentru Domnul Iisus Hristos, s-au suferit persecuții crunte. Crunte. Este pentru că oamenii aceștia aveau o așteptare
a întoarcerii imediate a Domnului Iisus Hristos. Ei trăiau cu speranța asta că Domnul se va întoarce. Eu am întâlnit persoane credincioși cu care am discutat despre venirea Domnului și au spus, sigur, Domnul nu vine acum. Păi de unde știi? Sunt anumite semne care nu s-au împlinit. Oamenii și-au băgat capul în scriptură și au spus, las că am interpretat noi un pasaj, unul, două, ceva pe aici, evenimente, am făcut niște calcule, sigur nu vine Domnul acum, o să mai dureze nu știu cât timp. Și oamenii stau liniștiți că Domnul nu se întoarce. Desigur, viața noastră de credință nu trebuie trăită din frică că ne prinde Domnul nu știu cum și nu ne mai ia acasă. Nu, ci din dragoste. Dar speranța revenirii Domnului Iisus Hristos este o speranță care va transforma viața noastră. Viața noastră va arăta diferit. Și eu cred că sunt foarte mulți credincioși astăzi care nu au această siguranță. Nu au această speranță a întoarcerii Domnului Iisus Hristos. Îți sunt dubii, nu știu ce să creadă. Că lucrurile merg într-un fel sau altul. Tot felul de idei și de lucruri pe care diavolul le strecară în mintea chiar a unor credincioși, așa încât aceștia să aibă o speranță slabă. O speranță slabă. Poate lucrul asupra căruia aș vrea să medităm și să ne verificăm în seara aceasta, văzând acest cuvânt pe care ne l-a dat Dumnezeu, este ce atitudine, cum arată inima noastră în relație cu Domnul Iisus Hristos. E bine, ne ancorăm în prima venire a Domnului, că El a venit, a ispășit pentru păcatele noastre. Cu siguranță, asta e temelia vieților noastre. Dar în același timp, vedeți, Petru vrea să ne ancorăm și în venirea Domnului Iisus Hristos. Și venirea Lui, a doua, este pregustată de ucenici și ne este notată în Sfânta Scriptură pe muntele schimbării la față. Când Domnul Iisus Hristos și-a arătat gloria Lui, și-a arătat mărirea Lui pe care a primit-o de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ancoreze în cuvântul Lui, să ne ancoreze în persoana Domnului Iisus Hristos și mai cu seamă să ne ancoreze în speranța și siguranța întoarcerii sale pentru noi și poate bine ar fi să putem spune pentru mine. Păi, interesant să încercați să spuneți lucrul ăsta. Eu cred că Domnul Iisus va veni pentru mine și dacă mor, asta nu face niciun fel de diferență. Vor zbura toate mormintele în aer, toate plăcile, poate să toate niște betoane pe tine, poate să fie toate oceanele puse peste tine. Toți morții vor ieși la glasul Fiului Dumnezeu care va ridica de morți. Poți să spui cu gura ta, să spun singur, să spun înaintea lui Dumnezeu, să spun altcuiva. Eu cred că Domnul Iisus se va întoarce pentru mine. Dar de unde crezi? Pentru că Domnul Iisus a venit odată și când era încă pe pământ și a arătat gloria și mărirea Lui cu care va veni a doua oară. Și au fost oameni, martori, care au văzut-o acolo. Au văzut lucrul acesta și ne l-au notat. Ne l-au notat ca să avem și noi siguranță în venirea Domnului Iisus Hristos. În puterea Domnului Iisus Hristos. Că lucrul acela care s-a întâmplat acolo a fost cu totul supranatural. Acum, în concluzie și în încheiere, aș spune un cuvânt foarte rapid despre ceea ce auzim astăzi despre unii oameni care spun că și ei nu știu ce vise, vedenii, noaptea, nu știu cum, când au fost în comă, când au fost nu știu unde, au coborât prin iad, alții s-au dus prin cer. Nu știu dacă ați auzit povești din astea. Sunt povești din astea pe internet, sunt povești scrise în cărți, cum unii oameni s-au dus în cer, în iad, în locuința morților, s-au întâlnit cu Iisus, s-au plimbat cu El pe nu știu unde și așa mai departe. Deci știi ce este important de observat în pasajul acesta, după ce Petru povestește experiența lor? Nu zice Petru, măi, noi am văzut mărirea Domnului, rugați-vă și voi să vedeți mărirea Domnului, să vă duceți și intrați și voi în vreo comă din asta, să aveți ceva viziuni, vedenii, să vedeți și voi ceva lucruri extraordinare cu Domnul Iisus. El nu zice așa. Și zice Petru următorul verset, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Mai tare decât experiența aia. Deci nu vă simțiți cumva jefuiți de Dumnezeu de vreo experiență din asta specială. A, ce bine ar fi fost dacă eram și noi pe muntele schimbării la față. Vă spun că dacă eram pe muntele schimbării la față, eram la fel de tăhui de cap și de bez de cap, exact cum au fost ucenicii. Că nu știau, spune unul dintre evangheliști, că nu știau ce spun. Habar nu aveau ce se întâmplă acolo. Vreau să facă colibe. Știți că erau total debusolați. Ei mai târziu au înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ei mai târziu au înțeles importanța doctrinară a ce au văzut acolo. Mai târziu au înțeles. Că aia este un fel de pregustare a venirii Domnului Iisus Hristos. Că a fost o demonstrație din partea lui Dumnezeu. O autentificare a Domnului Iisus din partea lui Dumnezeu. Din partea legilor și profeților, da? Mai târziu am înțeles lucrul ăsta. N-ar fi fost nimic astfel. Nu crezi că eram noi mai deștepți decât ei. Sub nicio formă lucrul acesta. Sub nicio formă.
Sub nicio formă. Motivul pentru care ei au experimentat lucrul acesta este ca să ne scrie despre evenimentul acela și să tragem niște concluzii, să ne găsim speranța, să avem siguranță în venirea Domnului Iisus Hristos. Nu să ne gândim noi astăzi, oh, ce frumos ar fi fost dacă și noi am avea experiențe în asta. Sau să căutăm experiențe în asta. Pentru că însuși Petru, care a fost martor la experiența aceea, este o mărturie, da, publică, este o mărturie a unor martori oculari, el spune nu aia. Vă spun aia, este o temelie, este o dovadă istorică palpabilă, reală, pe care noi am văzut-o, dar nu aia trebuie să căutăm noi. Avem cuvântul prorociei, adică cuvântul lui Dumnezeu făcut și mai tare, și mai sigur, și mai cert. Același lucru spune Domnul Iisus Hristos. Toma a văzut și a crezut. Și Domnul nu spune, vai, sărmanii aia care o să trăiască după 2000 de ani, cum o să fie pe la Bălești sau pe la Șas sau nu știu pe unde. Ei nu au văzut lucrurile aia. Dacă m-ar fi văzut și ei pe mine în carne și oasă, nu zice Domnul Iisus așa, sărmanii de ei nenorociții. Spune Domnul, ferice de cei care n-au văzut și au crezut. De ce să fie ferice de cei care n-au văzut și au crezut? De ce să fie ferice de noi care n-am văzut nici schimbarea la față? Care n-am văzut nici învierea Domnului? Care n-am văzut nici înălțarea Domnului? De ce să fie ferice de noi? De ce să fie ferice de noi? Pentru că s-a arătat Domnul Iisus Hristos, tu aduci aminte, s-a arătat Domnul Iisus Hristos și timp de 8 zile, după 8 zile când vine Domnul Iisus Hristos, ăștia încă erau cu ușurile închise, baricadați acolo de frică. Unii nu știau ce să creadă, erau debusolați complet. Au văzut? Au văzut. Le-a spus Domnul Iisus Hristos, voi muri, a treia zi voi învia. Au văzut mort. Au văzut pus în mormânt. Au văzut împlinirea profețiilor, n-au crezut. Avem iarăși pilda aceea unde omul din locuința morților îi spune lui Avram să-l trimită pe Lazar la frații lui, că dacă vor vedea pe cineva înviat din morți, sigur vor crede. Ce spune Moise? Ce spune Avram? Mă scuzați, ce spune Avram? Au pe? Au Moise și prorocii. Dacă nu ascultă de ei, nu vor asculta nici dacă ar învia cineva din morți. Și ăsta este adevărul. Ăsta este adevărul. Dumnezeu s-a arătat, uitați-vă, la poporul Israel. Au văzut poporul Israel pe Dumnezeu lucrând cu mare putere. N-a fost nimeni pe suprafața pământului. Și au fost un neam de necredincioși pe care Dumnezeu a trebuit să-l omoare aproape în întregime în timp de 40 de ani în pustie. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântul profeției, zice, făcut și mai tare, care este o confirmare pentru sufletele noastre și este un cuvânt în care trebuie să ne ancorăm. Prin cuvântul acesta ne ancorăm de însuși Domnul Iisus Hristos. El să zidească noi această ancora sufletelor noastre în persoana Domnului Iisus Hristos. Amin.